După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi, am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Amin. Spre slava Domnului Iisus, ultima noapte a Babilonului. Urmându-și cursul neschimbat, de la izvoare spre vărsare, bătrânul fluviu Eufrat vorbește lumine încetat de Babilonul zis cel mare, de împărați și dictatori ce și-au făcut un nume, uitând că sunt doar muritori, că sunt străini și călători și pasageri prin lume. Despre palate împărătești cu aur și podoabe, despre prințese și calești, grădini, minune din povești și mii de robi și roabe. Despre un Nebucadnețar și despre a lui mărire, mândria l-a costat amar. Dar își primește tronul iar când și-a venit în fire. Urmașul, unul din copii, e Belșațar păgânul, ce n-a învățat din mărturii că peste regi și împărății Jehova e stăpânul. Monarh pe tronul aurit, nebiruit sub soare, un festival a pregătit, cu vin de preț și învechit și multe dansatoare. A invitat ai săi slujbași la noaptea de urgie. Pe ziduri străjuiau ostași. Ei dănțuiau cu veseli pași, neștiind ce are să vie. Căci Dariul, medul împărat, cu un plan fără pereche, se case fluviul Eufrat, urmând să intre în palat pe albia lui veche. Răsună muzici neîntrerupt, sub zid, persanii scurmă, și nimeni nu ar fi crezut că în Babilonul cel temut e noaptea cea din urmă. În timpul marelui dezmăț, monarhul poruncește să se aducă la ospăț podoabele de mare preț gravate în evreiește. Bătrânul Nebucadnețar a vrut să le păstreze, căci le-a luat de la altar. Dar în noaptea asta Belșațar vrea să le profaneze. Pe când turnau în ele vin, prin aburi de beție, pe zi, așa ca din senin, un ciot de mână anonim începe ca să scrie. Răgnește regele îngrozit, ospățul să se oprească. La față e îngălbenit, genunchii i s-au înduit și încep să se lovească. Mene, mene, tekel upfarsin, el cere tăpuirea. Haldeii și înțelepții vin, dar scrisul mâinii din senin nu-și află tălmăcirea. Împărăteasa atunci a zis, tu ai mărite rege, aici la curte e un supus, pe care tatăl tău l-a pus ca vise să-i dezlege. Și l-a chemat pe Daniel, sus la palat să urce, căci el și alții trei ca el s-au hotărât în niciun fel, nici cum să nu se spurce. Cu chip, cu duh smerit, dar nu timid, dezvălându-și știința, citea în zidul de pe, în scrisul de pe zid, iar Belșațar cu chip livid își asculta sentința. Mene înseamnă numărat, căci Domnul Nasamilă cu mâna lui te-a înștiințat, că noaptea asta de păcat e ultima ta filă. Și Tekel este cântărit, căci Domnul e dreptate și în cumpără el te-a găsit fără valoare, pervertit și plin de vanitate. Iar Farsin e împărțit, căci Domnul prea înaltul domniei tale a pus sfârșit. Imperiul fi va împărțit și tronul ține altul. Istoria lui Belșațar din anticele vremuri vorbește lumii și a ținutului și în iar,
vorbește lumii iar și iar ca tu să te cutremuri. El, neîntrecutul bastion, pe atunci, mândria lumii, prin vremi vorbește oricărui om, cum a căzut un Babilon din cauza stricăciunii. Urmându-și cursul neschimbat, de la izvoare spre vărsare, bătrânul fluviu, frat, vorbește lumii încetat, de Babilonul zis cel mare, de împărat și dictator, ce și-au făcut un nume, uitând că sunt doar muritori, că sunt străini și călători și pasageri prin lume. S-a stins Imperiul Egiptean, cum stingi o lumânare, căzut și vulturul roman, ca mâine cel american va trece în uitare. Rămâne însă un regat, ce timpul nu-l gândește, a lui Iisus crucificat, pe tronul slavii înălțat, ce în veci de veci domnește. Amin. Mi-aduc aminte că